Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Berbec, luna sau ascendent în Zodia Berbec pentru următoarele zile, următoarea săptămână cu acest tarot transparent. Înainte de toate, vă recomand să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o. Este gratuit, dar noi în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri clare și precise din partea tarotului. Și dacă doriți o etalare în privat, dedesubtul acestui videoclip este adresa de mail unde puteți scrie și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru Zodia Berbec, luna sau ascendent în Zodia Berbec, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarele zile, ce evenimente vor fi, vor veni în viața dumneavoastră, ce trebuie dumneavoastră să știți. Pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei care mă urmăresc pe canalul meu Luminița Tarot, pentru cei născuți în Zodia Berbec, luna sau ascendent în Zodia Berbec. Nouăle de monede. Aici, dragii mei, pentru voi văd că vă bucurați de confort, de echilibru, vă bucurați de stabilitate financiară. Văd că nu prea se vedeți. Ok, cred că e mai bine așa. Noile de monede îmi spune că vă bucurați de abundență, de prosperitate. Văd că vă luați un moment de repaus, de odihnă, da, de mai multă odihnă, de mai multă relaxare. Și văd că savurați ceva care vă face plăcere, gustați ceva care vă face plăcere, poate fi o cafeluță, poate fi o bere, poate fi orice altceva. Nouăle de monede, văd că aveți stabilitate financiară, da, și văd că veți avea o sumă de bani sau va intra în contul dumneavoastră sau în viața dumneavoastră o sumă de bani. Și văd că sunteți răsplătiți pentru munca pe care o faceți, pe care o depuneți. Nouăle de monede îmi spune că văd că sunteți foarte relaxați pe acest plan financiar. Spânzuratul aici îmi spune că, ia uitați, unii dintre voi vă ocupați, nu știu, ori vă cumpărați fructe, legume, verdețuri sau alții vă ocupați, lucrați în domeniu. Sau aici mai spune că spânzuratul mai spune și că sunteți blocați sau vă gândiți la o situație și încercați să vedeți lucrurile altfel. Nu știu, mirea de albine sau sirop de pin poate are un rol important. Zodii de apă, rac, scorpion, pești. Văd altruism din partea dumneavoastră și văd că culegeți ceva anume. Sau vă gândiți la un proiect, să rezolvați un proiect și încă mai așteptați? Sau trebuie să vă sacrificați pentru un proiect, pentru o situație specială? Unii dintre voi vă gândiți să vă căsătoriți? Poate aveți taur, fecioară, capricorn în tema natală. Pajul de spade îmi spune că vă veți informa pe rețele de socializare sau va trebui să vă informați mai mult în ce privește o curiozitate de-a dumneavoastră, în ce privește anumite dubii, îndoieli pe care le aveți sau în ce privește un proiect care în momentul de față sau o situație care în momentul de față este blocată, stă pe loc, văd că așteptați, da? Poate pe plan financiar, așteptați, poate să intrați în legătură cu zodie de apă, rac, scorpion, pești sau gemeni, balanță, vărsător, de la o persoană mai directă sau așteptați informații, să spunem așa, și văd că vă gândiți la acest lucru, da? Haideți să vedem. Cred că veți avea un moment de blocaj sau
și văd că acest moment de blocaj sau de un sacrificiu, dar sau de o situație pe care va veni în viața noastră, trebuie să vedeți lucrurile altfel și dacă aveți dubii și îndoieli, vi se cere să vă informați mai mult pe rețele de socializare sau chiar să cereți informații, să fiți curioși, să întrebați, da? Pentru a clarifica aceste dubii. Da, pentru cu trei de spade. În ce privește trei persoane sau văd o suferință, o întristare. Poate care o veți afla pe rețele de socializare sau o minciună, o trădare, poate la locul de muncă. Văd că sau o persoană din trecut se simte trădată sau este tristă sau a fost mințită, s-a simțit, este dezamăgită. Și aici văd că această persoană, în ce privește stabilitatea sa emoțională, este, cum să zic eu, insatisfăcută. Există aici o persoană care s-a plictisit, s-a săturat de aceleași dezamăgiri. Văd aici pe cineva care s-a săturat de aceleași situații neplăcute. Nu vă mai trebuie sau nu vă place. Sau poate veți intra în legătură cu aceste persoane, da? Nu neapărat că sunteți dumneavoastră. Patru de cupe aici îmi spune că pierdeți o oportunitate care vi se prezintă, dar nu o vedeți. Sau această persoană de la care așteptați un răspuns, văd că este îndurerată, este tristă. Da? În ce privește stabilitatea sa emoțională. Este insatisfăcută, plictisită. Șaptele de bețe. Aici văd că trebuie să luptați, să vă faceți respectați. Văd că sunt anumite sfide care vor veni spre dumneavoastră sau vă gândiți că vor veni anumite vorbe din partea altor persoane sau atacuri și va trebui să vă apărați, să vă protejați. Vi se spune să aveți mai multă încredere în propria noastră persoană și să luptați, să vă respectați sau să vă protejați împotriva acelor persoane sau sfide și provocări care vor veni în calea dumneavoastră. Oricum sunteți înaintea tuturor, să spunem așa, dar văd că vă vor veni și idei, vă veți gândi la acest lucru, da? Cavalerul de bețe, văd că trebuie să faceți un drum și veți fi nerăbdători să faceți un drum în trecutul dumneavoastră sau o persoană de la drum, în semn de foc, berbecleu, săgetător, care va reveni în viața noastră și văd un act de cavalerism, să spunem așa, poate din partea unui bărbat sau dumneavoastră. Văd că sunteți nerăbdători să plecați într-o nouă aventură. În ce privește relația de cuplu, văd că există pasiune, există atracție, magnetism, dar vi se spune să nu vă aruncați cu capul înainte, da? Să folosiți și mintea, adică sau veți intra în legătură cu o persoană imatură, în semn de foc, berbecleu, săgetător, care cam place aventura, da? Aici văd pe cineva nerăbdător să facă un drum pentru a lupta, pentru a se exprima, pentru a lua decizii în propriile sale mâini sau să rezolvați o situație de la drum. Sau în ce privește un alt bărbat în zodia perbecleu săgetător, știți că e posibil ca această persoană să fie contra dumneavoastră în ce privește stabilitatea, poate familiei sau poate veți intra în legătură cu alt cuplu, în ce privește familia poate de origine. Aici au fost discuții sau vor fi discuții și știți că trebuie să vă apărați, să spunem așa. Nouăle de spade. Văd că tot felul de gânduri sau gânduri în ce privește trecutul dumneavoastră sau nu reușiți să dormiți. E posibil să nu reușiți să dormiți, poate aveți la etaj persoane care fac gălăgie, vă bat în cap noaptea și din acest motiv chiar de o perioadă bună nu vă lasă să dormiți. Sau vă faceți tot felul de gânduri și frici că trecutul se poate reîntoarce în viața dumneavoastră și se dau tot felul de lupte, să spunem așa, în mintea dumneavoastră, în suflet. Și nu vă imaginați tot felul de scenarii și vi se spune că nu aveți de ce, dar sunt acele
Există acea ansietate sau acele gânduri care nu vă dă pace. Șaptele de spate. Vă e frică că există aici o persoană care vă poate trăda din nou sau care vă poate minți din nou? Există o persoană care nu vrea să-și asume responsabilitățile sau dă bir cu fugițile când vă e lumea mai dragă? Este o persoană poate mai egoistă și repetă aceleași scheme din trecutul său și vă faceți tot felul de griji? Sau poate dumneavoastră vă veți lua acea cum se zice, catafrusele? Nu. Nu mai știu cum se numește în română. Catrafusele, cred. Da, cred că e corect, nu? Vă luați catrafusele și plecați, să spunem așa, de unde ați venit. Sau vă gândiți la acel trecut, la acea situație din trecut neplăcută și gânduri de tot felul. E vă autosabotați, să spunem așa. Uneori poate chiar vă mințiți singuri, dar văd că sunteți mai atenți decât niciodată. Mai atenți pentru că nu mai doriți să treceți prin acea situație. Magicianul. Văd că se va rezolva această situație neplăcută din trecut cu persoane din trecut, cu acele situații care v-au dat bătăi de cap. Magicianul, văd că veți reuși să faceți magie din ce aveți și un echilibru între partea feminină și cea masculină. Le veți integra în propria noastră persoană și văd că veți fi mai puternici decât niciodată. O idee, o comunicare din partea cuiva, un nou început, voință pentru a rezolva ceva sau pentru loc de muncă sau le aveți în propria noastră forțe. Aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a manifesta o dorință sau pentru a manifesta acest proiect sau o situație sau o rezolvare. Va fi un nou început pentru dumneavoastră, asta e clar. Văd că se vor echilibra forțele pozitive și cele mai puțin între lumină și întuneric. Aici magicianul va fi un nou început de care vă veți bucura. Aveți tot ceea ce vă trebuie, da. Și poate veți pleca pe un nou drum și veți rezolva ceea ce v-ați dorit. Da, veți pleca pe un nou drum. Cinciul de spade cu șasele de spade. Renunțați la compromisuri, nu mai doriți să luptați, veți renunța la arme sau la o idee, la o situație, veți lăsa armele jos și văd că veți încerca sau la drum văd că veți avea parte de ușurare. Acele persoane nu tocmai pozitive le veți lăsa în urmă și văd că veți pleca mai departe, spre mai multă lumină, spre mai multă căldură. E posibil unii dintre voi chiar să aveți dureri de cap sau să fiți de la stres, să aveți dureri de cap, pentru că sunt persoane în jurul noastră care nu se țin de cuvânt, nu se țin de promisiune și le veți renunța la acele persoane, le veți lăsa în urmă, o veți îndepărta de acea dramă și toxicitate. Și încet, încet veți ieși din această furtună emoțională, da? Și din aceste gânduri care nu v-au dat pace, dragii mei berbeci. Haideți să vedem. Și văd că aveți în mintea noastră un drum, o călătorie. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii pentru zodia berbec, luna sau ascendent în zodia berbec. Zice să vă eliberați de dubii și de preocupări, de nesiguranță pe care vă spuneam mai devreme. Dubiu este normal când vi-l transmite acea voce interioară. Ea te anunță că într-adevăr este ceva pentru tine greșit și tu simți acest lucru. Îngerul Uziel, forța lui Dumnezeu, te va ajuta să creezi o atmosferă liberă de dubii, de frici și de preocupări. Deci forță, curaj, pentru că cu forță și curaj îți vei da seama că vei trece peste tot și toate și te vei elibera de acel trecut, de aceste situații care se aduce instabilitate și nesiguranță. Se numește Îngerul Uziel, te va elibera, da? Forța lui Dumnezeu îți va dona forță pentru a te elibera de aceste situații neplăcute și vei avea un nou început. Se va întâmpla o magie, adică vei avea reușită, rezolvare, o minune, un miracol, de ce nu, da? Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și eu vă aștept.